Hei, salut, sunt Gravity și bine v-am regăsit la un nou episod de Speed Build. În episodul de astăzi o să construiesc un beach house, iar în momentul de față mă aflu în lumea care vine împreună cu pack-ul Island Living și se numește Salani. Lotul pe care mă aflu are o dimensiune de 30x20 și este un lot destul de măricel, iar inițial pe acesta se afla un starter home, dacă mi-aduc bine aminte, dar nu cred că depășea suma de 20.000 de simoleons. Inițial m-am gândit să construiesc și un starter home, dar după aia m-am răzgândit practic și am decis să construiesc un beach house, dar fără să am acea limitare de bani practic. Acest lot nu este unul obișnuit pe care construiesc și nici această lume nu este lume în care construiesc foarte des. Lotul se află jumătate sau poate chiar mai bine de jumătate în apă, în ocean, iar cealaltă parte pe uscat și practic a trebuit inițial să creez o punte pentru a putea construi casa în sine, altfel dacă alegeam să o construiesc doar pe uscat, cred că în final ieșea o căsuță destul de micuță și încăperile ar fi fost la fel de asemenea, unele foarte mici, unele foarte înghesuite. În final, casa o să coste undeva la 50.000 de simoleons, deci nu este o casă chiar foarte ieftină, iar la decorarea acesteia am folosit itemele de bază, bineînțeles, itemele din acest pack, Island Living, dar și itemele din Jungle Adventure. Mi se par că aceste două pack-uri merg așa mână în mână, ambele au o tematică așa mai tropicală și itemele la fel sunt destul de asemănătoare și practic se află în aceeași zonă, în același vibe. În spatele casei am creat o zonă de relaxare, este acea punte, iar de pe apă pot să simt și pot ajunge direct în mare. Am pus și o scară la fel de asemenea pentru a le fi mult mai ușor. Le-am pus și o canoe în spate, la fel poate să învețe, de exemplu, să navigheze sau să facă tot felul de alte activități. O să revin din nou puțin mai încolo la exterior, pentru că inițial mă voi ocupa cu interiorul și voi alege în momentele următoare podelele, tipul de podele, la fel voi decide și cu ce culori o să mă duc, chiar această casă are foarte multe tonuri mai puternice, mai deschise, le pot numi așa, față de acele tonuri pe care le folosesc eu în general, mai pastel, mai calde, are așa un beach vibe, bineînțeles, și de aceea am optat pentru aceste culori așa mai bold, mai puternice, mai impunătoare, pot spune. Geamurile și ușile, la fel, fac parte din pack-ul Island Living, iar acestea nu au sticlă, nu au geam, adică sunt ferestre, dar sunt open, sunt deschise practic și bineînțeles o să pun mai încolo câteva perdele, cred că în dormitor, dar o să pun niște perdele și în zona de dining, iar aceste ferestre care sunt mai mari în acest open space unde se află și bucătăria și living room, o să pun niște jaluzele. Bun, bucătăria nu este una foarte mare, dar au, zic eu, suficient spațiu și am creat o mică insulă, la fel, unde am pus două barstooluri, simt și pot găti și pe acele insule, iar tot exact în această zonă, în partea opusă, am creat living room, zona de living, sufrageria, și în spate am creat zona de dining, unde am pus o masă cu patru scaune. Am împărțit puțin această zonă unde se află bucătăria și living room-ul față de dining și am folosit acel archway care este foarte mare. Practic nu-ți dai seama că acolo ar fi un zid, deoarece, cum am zis, archway-ul este destul de măricel și chiar îmi place cum arată și cum se integrează practic în peisaj. La decorarea casei am folosit și foarte multe plante, în special, cum am zis, plantele din aceste două pack-uri, Island Living și Jungle Adventure, iar în sufragerie, în zona de living room, nu am pus niciun televizor, mi s-a părut că nu s-ar încadra foarte bine, dar în schimb am pus un dormitor, un calculator. Cum am mai spus, calculatorul este foarte util, este mult mai util decât televizorul
și poți să faci mult mai multe lucruri. Bineînțeles, simțiți-vă liberi, puteți să modificați practic layout-ul și toate obiectele din încăpere. Nu e musai să rămân exact așa cum am decorat eu, sau puteți adăuga și un televizor dacă credeți că aveți nevoie de el. Cum am zis, totul este customizabil, iar casa o găsiți în galeria jocului. Acolo găsiți și restul creațiilor. Iar după ce voi termina cu toată această zonă de living, bucătărie și dining, așa un open space, practic, voi trece mai apoi la decorarea băii. Baia nu este una foarte măricică, este o baie, pot să zic, obișnuită, o baie standard pe care eu o creez de 3x2. La interior avem un duș, dușul la fel face parte din pack-ul Island Living și mi se pare așa destul de modern, mă gândeam poate pe viitor să-l folosesc mai des, cel puțin atunci când poate vreau să creez case care au un stil mai modern, nu au un stil din acela obișnuit de suburban house. Chiuveta la fel este una mai modernă și face parte tot din același pack, iar zic eu că în final a ieșit destul de bine. Îmi place cum merge culoarea pereților, portocaliu acela cu culoarea pe care o are Grecia, acel albastru așa foarte închis, foarte puternic. Iar după ce o să termin cu baia, voi trece la ultima încăpere, care este dormitorul. Dormitorul în cel nu este unul foarte măricel, nu am reușit să pot să pun un dressing, deoarece la capătul patului am pus un taburet, cred că s-ar numi la noi, un ottoman taburet. Și da, îmi place oglinda la fel pe care am pus-o în acest dormitor. Oglinda nu vine din, nu face parte din pack-ul Island Living, face parte din pack-ul Jungle Adventure și e destul de frumușică, îmi place cum arată, în special așa că vine de jos până sus și sprijinită de zid, parcă dă un alt fel de aer. Cum am zis, aici la interior se află biroul cu acel calculator. Dacă nu vreți calculatorul, puteți înlătura și puteți să lăsați un birou simplu și asta ar fi cam toată casa la interior. Cum am zis, nu este o casă foarte mare, este o casă pentru un cuplu sau un single sim, adică un sim singur, dar cred că puteți să faceți mici modificări, mici ajustări și poate mai puteți crea încă un dormitor. De exemplu, cred că puteți muta zona de dining acolo în living, puteți să strecurați o masă mai micuță cu 2-3 scaune, nu chiar atât de mare, și puteți transforma zona de dining, camera de dining, într-un al doilea dormitor, de exemplu, iar tot de acolo se face ieșirea către partea din spate, către puntea din spate, nu pot să numesc chiar curte pentru că nu avem grădină. Casa are două părți, așa, două zone de entertaining. Avem și în față, am pus un bar la fel, cu două scaune și un picnic table pentru sim la fel, și tot aici în față am mai pus două scaunele, iar în partea din spate, cum am zis, se află caiacul, am mai pus o să vedeți imediat și două șezlonguri, un prosop pentru relaxare și așa mai departe. Iar asta ar fi toată casa în mare. Cum am zis, din nou, nu este o căsuță foarte măricică. Dacă v-a plăcut acest episod, puteți să dați un like și vă puteți abona la canal. De asemenea, puteți să activați și clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când postez. Veți fi înștiințați și veți vedea practic în timp real când încarc un nou episod pe canal. Iar noi atunci ne auzim data viitoare. Bye, guys!